Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit posibil la finala noastră aici de Champions League. Practic putem zice că e finala, că e un match versus Real Madrid. Dar noi ne aflăm aici de-abia în quarterfinals, din câte bine se bine vede. Chelsea vs Paris Saint-Germain, Sporting vs Bayern. Se pare că a întors Bayern masa, încă mai aveau de jucat meciul respectiv. Eu ziceam că Barcelona a bătut-o pe Bayern, dar se pare că ei mai aveau un meci de jucat și văd că ei au trecut mai departe. Porto a trecut mai departe de Inter și și-a revenit și Atletico și-a trecut mai departe, miraculos, peste cei de la Olympiacos. Și desigur, aici se vede clar, noi versus Real Madrid, marea finală pentru mine. Chiar sunt curios cum mă voi descurca împotriva acestei echipe absolut imense. Aoleo, numai când zici Real Madrid, băi, ce echipă. Bun, hai să lăsăm să joace în kitul ăsta negru. Aoleo, echipa mea este absolut obosită. Hai de cap, uite-te mă ce echipă am. Hă, băga mea, și că echipa asta trebuie să bată Realul, nu? Mm-hmm. Da, o să fie un match foarte interesant. Ia. Deci fiți atenți aici, Strombl accidentat, Stanciu accidentat, Rotariu accidentat, Bingham accidentat. Am 4 jucători importanți accidentați. Hai să zicem 3-3, că sunt 3 titulari plus o rezervă. Băi, de serios, eu cum voi face acum treabă dacă jucătorii ăștia importanți mis accidentați? Asta este eu curios, ce mama naibii voi face? Aoleo, o să încep aici cu Pickford, că na, Mane e foarte obosit și da, Yannis ăsta să să-l schimbăm pe de-a cursul jocului. O băga mea și o să fie ca naiba, dar n-avem ce-i face, merem și sperăm, merem și sperăm că vom face măcar un egal. Bun, meci de meci aici în Champions League versus Real Madrid. Hai să vedem câte like-uri putem strânge pentru acest meci. Nu pentru mine, pentru Real Madrid. Hai să vedem câte like-uri putem strânge. Strângem 1000 de like-uri. Ia, mă, l-a luat pe Martial? Hai, ce tare, din Martial la Real Madrid. Foarte frumos. Bun, hai să vedem câte like-uri putem strânge la acest meci nebun. Eu zic că asta este practic finala Champions League, chiar este, adică cu Real Madrid și vreau să am în finală, dar din păcate că ne-au pus mult prea devreme, ne-au pus prea repede cu Real Madrid-ul. Ia să vedem aici, ce sprint bun face aici Matei, ai, acolo trebuie să pasez. Oh, Patterson, prea târziu, uf, păcat, este out. Hai, trebuie să facem pressing, să șutăm, nu contează din ce poziție, numai să șutăm. Și pe sistemul, bă, da de intră, cum zicea Hagi, ai mingea, dai la poartă. Pe sistemul ăla mă duc eu astăzi, n-ai mingea, dau la poartă, da de, înscriu un gol. No, why? Ho, cum atacă Realul. Asta a fost până acum cel mai interesant atac al Realului. Foarte periculos aici, Martial, fix în fața portarului. Băi, de-o dădea așa cu fines, puțin la dreapta, era gol ăla. Hai să avem grijă mare, deja atacă Realul non-stop. Morata, totodată, trebuie să stau cu ochii pe el. Din câte am văzut acolo la topuri, el este acolo la Real Madrid top goal getter în Champions League. Parcă cât prea costă, 6 goluri, 7 dacă vă rețin corect. Nici nu contează, el este omul care dă golurile în momentul actual pentru Real Madrid, deci trebuie să avem mare grijă. Oi, de pula mea, ne dă gol aici Gareth Bale. Bale cu golul deschiderii, hai să-mi bag piciorul. Un gol frumos, clasic de senzație a la Gareth Bale. Hai să revedem din nou golul galezului. Vedem aici ce frumos a trecut acolo de jucătorul meu. Ai de capul meu, m-a rupt aici. Bale cu primul gol aici în Champions League. Minutul 24, Real Madrid începe parada, zic eu. Ce? ok, m-a sperat că nu știu ce. Pui mei, eu pasez între jucătorii mei și dintr-o dată fluieră ăla, fac, ce pula mea am făcut? Ce, n-am voie să pasez? Ah, vai.
Bun, hai. Hai că o dat un gol. Aia, o dat un gol. Da, nu mai reușim să ne întoarcem. Oricum, în acest video vom avea parte de tur-retur. Deci o să fie tur-retur, stați liniștiți. Dau sim la restul meciului. Oricum, în campionat nu m-am și gândit, bă, nici nu prea ne mai contează campionatul, având în vedere că ăsta este ultimul sezon și tot ce contează este Champions League-ul. Așa-i? Așa că am zis, băi, stai un pic, dă-o dracului, dăm simile la meciul alea, să ajungem aici la retur, știi, și numai Champions League-ul, asta contează. Începem aici repriza a doua cu o schimbare, l-am pus pe Ilie în locul lui Ianis, foarte obosit, ia să vedeți la echipa mea, aici este echipa mea obosită de Doamne feri. Asta este și cel mai mare dezavantaj în momentul actual aici la echipa mea. Oboseala, pur și simplu oboseala ne îngroapă groaznic de rău. Poate dacă aveam toți jucătorii fresh și mai ales dacă aveam toți jucători, dacă l-aveam pe Strombul în apărare, dacă l-aveam pe Rotariu în atac, dacă l-aveam și pe Stanci pe poziția de cam, poate totul era altfel, poate totul era mai ușor, dar cum bine v-am arătat, am început cum nu se poate mai prost, oi, distanță mare, hai să-i pasez la asta. Am început cum nu se poate mai prost, cu 4 accidentări și 4 accidentări, nu așa ca rezervă, ci 3 titulari și o rezervă care tot timpul am băgat-o pe teren, care este desigur Bingham. Aici am făcut o greșeală, poate nu trebuie să o pasez, dar n-am, mă gândeam că poate mi-ese o chestie ce mi-am imaginat-o, dar fail, ca de obicei. Pula mea. Bun, hai, pressing, tatonare, hai să fim pesimiști. Este doar un gol, da, putem întoarce asta în machina și pe la noi acasă și după aceea în retur va cântri foarte mult acest gol dat la noi acasă pentru cei de la Real Madrid. Nașpa. Hai Ilie, ai, du-te în pula mea, uită-te mă ce cioban în pula mea și dă numai galben. Du-te în pula mea de cioban, de Casemiro, cioban brazilian ce ești. Dica acum mă faultează, mă. Și îi dă numai cartonașul galben, dă-te în pula mea de arbitru. Știi unde ții cartonașul roșu în pula mea? Exact, în cur. Dică la mă. Am cer scuze în pui mei, dar-s nervos. Băi, dă-o dracule, ce șansă ar fi fost aia și mă accidentez. Bă, și intră ăsta în alunecare așa serios, ca un cioban. Și dă numai cartonașul galben, dă-o dracului de treabă, frate. Ce pula mea se întâmplă aici? Ia să vedem pe Herrera. Hai, Herrera, știu că nu-i face mare brânză, dar... Ai, nu! Păcă mi-aș... Hai, am minutul 85, hai că dau all-out attack deja. Ce rost mai are... 5, ia 4 minute, plus tu prim, plus suplimentar un minut sau cât Franța mi-o da ăștia. Băga mea, șpixul, teribil, teribil am jucat astăzi. Na, și cu rezerve, și cu jucători epuizați din calea afară, foarte obosiți au fost jucătorii. Ele și pe ciobanul de Casemiro, bine că nu a dat gol. Mânca mea e cucu de Casemiro, ca și... Pula mea e cioban brazilian, așa te voi porecli de azi încolo, cioban brazilian. Am un cer scuze pentru fanii lui, dar chiar a fost un cioban la faza asta. Ui, hai mă Basili, dai, hai mă, dai, ce apărătorul, e Chiellini în pula mea, Chiellini era la ce tășutac așa anemic. Of, dacă aș da un gol aici din corner, mamă, ia mă, l-ați văzut pe Ferreira, ăsta, pe Rocha, băi, nu avea stamina, ia... Fiți atenți aici, aia. Uitați-vă, asta e echipa mea, cu echipa asta mă juc împotriva Real Madridului. Uite-te, nu văd, bă, verde la flum, că l-am pus amul prin minutul 70 sau 80. Băga-mea și pula. Câștigă Real Madridul la noi acasă, un meci tâmpit, aș zice eu. O făcut niște faze urâte Real Madridul, mai ales ciobanul ăsta de Casemiro, pula mea, ciobanul brazilian, cum l-am poreclit eu. Dar și echipa mea a fost slabă, na, stamina, rezervele, am avut doar 3 șuturi în puii mei și ultimele 3 șuturi au fost acum pe final, că am dat cu apărătorul ăla pe portar, în rest aș fi avut doar un singur șut în tot meciul. Genial de bine a jucat Real Madridul, genial de bine. O, băga mea așa. Stai un pic să văd aici, după meciul ăsta urmează cel cu Real Madrid, că așa să-mi odihnesc niște jucători, da, după meciul cu Newcastle, îmi bag piciorul în meciul ăsta cu Newcastle să-l și pierdem, nu-mi pasă, îl pun pe Ripanu acolo,
Ianis, ia du-te tu așa, hai să joace și Cernatea în locul lui Rocea, Matei îl pune pe Flum. Băi, deci numai rezerve, vreau numai rezervele să joace. Ia, ba, Vilotic, du-te acolo. Bă, de fapt, stai un pic, că l-aș putea pune așa și să-l odihnești și pe ăsta. Ala-i, mă, nene, mă, bun. Ba, piciorul măcar așa să mai menajez niște jucători. Garantat pierde meciul ăsta cu atâtea rezerve, dar ce-mi pasă mie. Da, am ghicit că pierde meciul. Ba, piciorul, asta este. Bun, returul aici versus Real Madrid, la ei acasă. O, da, să refac echipa. Stai să refac echipa, 2 secunde. Ok, am făcut aici echipa. Așa, hai să trecem la treabă. Meci în deplasare versus Real Madrid. Returul, bag piciorul. Ai, agregatul ăla. Hai, da, reușim ceva. Miracol. Bun, suntem aici pe Santiago Bernabeu, meci de meci versus Real Madrid. Hai să vedem, fiecare like înseamnă o rugăciune pentru mine. Vă rog, rugați-vă pentru mine să reușesc în acest meci. Dar, desigur, fiecare like totodată poate însemna și un like pentru Real Madrid. Hai să vedem câte like putem strânge. Ar fi o fază să strângem 1000 de like-uri. Bun, hai să vedem aici returul. Doamne feri, oleo, Macramu am cât de cât jucători mai plini de energie. Din păcate, nu prea și-au făcut revenire acolo din accentări mai nimeni nimic. Ai nașpa. Basta un pic Stanciu, parcă l-am pus acolo ca și rezervă, încă avea plasturele la, știi, adică încă este accidentat, dar poate juca ceva de genul. Așa că l-am pus ca și rezervă. Ia stai un pic, hai că pasa nu era aici către Ianis. Ianis, un stop frumos, pasă Ianis, hai mă Nilsa, Ibrahimović. Ai bă, gamiaș. Băi, Ibra, mă, nene, mă. Dacă o sprinteai un pic mai tare, ai, ce fain puteai da finalizare la faza aia. Vai, Doamne, ce fain putea fi. Hai, este, mă, nu cred, este, mă! Gol! Ianis Hagi! Bă, nu-mi vine să cred. Băi, ce pasă! Prima oară am șutat-o, apărat-o Navas, după aceea iar am șutat-o gol. Vai de capul meu, ăla-i, egalăm, mai este speranță pentru noi, mai este speranță să întoarcem acest meci. Totuși, pe moment, la scorul acesta, Real Madridul trece mai departe, că ne-a dat gol la noi acasă, golul de la noi acasă, desigur, când trece mai mult. Și ne mai trebuie un gol, oare vom mai reuși să mai dăm un gol? Repriza a doua aici, scorul este tot 1-0 pe agregat 1-1, doar că încă nu stăm liniștiți, tot șutez, de la depărtare în afara careului, din care, băi, eu tot șutez, când am ocazie șutez, vreau să dau un gol, nu contează, trebuie un gol, că acum ne-au dat la noi acasă un gol, nu cred că ei se vor duce mai mult ca sigur mai departe, ceea ce e șut bun al lui James. Ca noroc că n-a intrat, văd că Marțial aici s-a accidentat, ceva s-a întâmplat acolo cu Marțial, cred că e accidentat, sunt curios dacă îl vor pune să se iasă din teren sau nu. Oricum, e bine că l-am accidentat pe Marțial, sau că s-a accidentat Marțial, că n-a, e o armă foarte puternică pentru cei de la Real Madrid. Văd că la pase ne descurcăm mai bine, tăpasez, dar degeaba, e altfel când ai jucători obosiți, odihniți, pardon. Băi, altfel e jocul, total altfel e jocul. Ia să vedem aici Patterson, foarte bine, pasă aici către Hagi, ia să vedem pasă lui foarte bine, aici către Werner, ai mă, Nilsa Ibrahimović, bă, deci jucătorul ăsta îmi face semn cu mâna, pasează-mi în față și după aceea el se oprește. O, bă, că mi-aș pune la logica EA Sports. Ne apropiem aici de finalul meciului, minutul 82, încă n-am mai reușit să fac nimic, mă, foarte bine se apără Real Madrid-ul acolo, degeaba cu Varane, pui mei, l-am văzut, cred că și pe Mustafi. Oricum, aurier ăla, frate, de cât ori m-o interceptat, bă, e bun, pe RB e bun acel aurier. Ia să vedem aici, foarte bine, Pickford, aboleu, Pickford, zici că e fuc ca și un tren, mă, numai nu te-am putut întoarce, s-o tot dus în out cu mingea. Ok, hai, puțină concentrare, dacă nu, asta este, vedem, deci a fi, pui mei, nu cred că mai reușesc eu să dau un gol așa fix în ultimele minute, ar fi frumos, dar... Încă mă rog să greșesc eu și să nu contez așa de mult golul înscris de Real Madrid la noi acasă, dar cred că l-a va conta enorm de mult.
Mi-ar place să ne ducem în extra timp, cine știe, poate chiar la niște lovituri de departajare. Hopa, 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 hopa. Ia stai un pic, șansă, șansă, șansă incredibil de mare. Ai de pula mea, apără Navas. Asta a fost șansa noastră. Din păcate nu m-a putut duce mai în stânga, că erau deja doi apărători, în dreapta nici atât, că n-avea rost și pasa mea, că sigur nu-mi ieșa. Deci, da, șansa noastră acolo de a da un gol fix pe ultimul minut s-a dus. Și, da, final de meci, cred că Real Madridul trece mai departe. Mai mult ca sigur Real Madridul trece mai departe, având în vedere pe câte jucători striști. Dar văd că și cei de la Real Madrid, stai un pic, extra timp cumva? Stai un pic să vedem. Da, este extra timp. Perfect, bă, bine că am greșit. Prima oară când mă bucur că am greșit. Foarte bine, foarte, foarte bine. Am aș face niște schimbări, dar problema desigur este că vreau să fac niște schimbări care să nu afecteze dacă ajungem, Doamne fer, la lovituri de astea de departajare. Voi face o schimbare acolo în apărare. Îl vei scoate pe Patterson, îl punem pe Vilotic. Vilotic totuși se are mai bine cu șutul în caz dacă ajungem la penaltiuri. Și sper să ajungem la penaltiuri, că mă distrează penaltiurile. Bun, mergem în extra timp. Asta mă bucură foarte mult că am greșit. Am crezut cum ne-au dat ei un gol, dar de fapt și noi aici la ei am fost 1-0, deci nu 1-1. Dacă era 1-1 aici, da, atunci era prea clar. Dar oricum, lăsăm prostile astea la o parte, că și eu poate că nu gândesc logic, având în vedere că sunt foarte, foarte concentrat asupra acestui meci. Chiar vreau neapărat să-l câștig, mai ales că avem aici o șansă. Băi, cine știe? Ok, timpul trece și trece și trece și numai nu reușesc să dau un gol, dar și Real Madridul, băi, dacă nu o dat de 3 ori în bară, băi, de 3 ori o dat în bară Real Madridul, deci e un match foarte, foarte strâns și foarte, foarte nebun, dar totuși cred că se va decide la lovituri de departajare, cred că se vor ajunge la lovituri de 11 metri și, da, o jucătorii mei sunt obosiți, ăștia de la Real Madrid nu știu ce scuie, parcă sunt disperați așa și nu mai se concentrează, nu mai reușesc să se concentreze asupra porții și dă ba pe lângă ban bară, deci da, hopa, hai mă, dacă e shine out, băi, dar uitați-vă, deci asta se întâmplă în meciul ăsta, băi, vedeți, toată echipa Real Madrid de la mine în care eu deja de nu știu cât timp. Nu, uai, bravo Buffon într-o formă imensă în această, în această seară, n-acum e Champions League, dar văd că e pe timp de zi, în această dimineață. Hopa, nu se poate, stai un pic, șansă incredibil de mare pentru Stanciu, gol! Este, mă, gol! Bă, nu cred, în ultimele minutele suplimentare, gol aici cu noul intrat pe teren Stanciu. Băi, deci surprins, bă, serios, rămân fără cuvinte, nici nu m-am putut bucura, nici nu am putut să urlu, că m-a surprins pur și simplu că am dat gol. Băi, deci m-a surprins că am dat gol, am crezut că o să apere din nou Navas și uite-te, bă, gol! Ce să mai zic, mă, ăla-i! Bravo, mă, noul intrat pe teren Stanciu aici, ce gol frumos! Băi, și totuși el vine aici după accidentare destul de, bă, de lungă, care l-a ținut în pat ceva timp. E incredibil așa ceva, gol în minutul 120 în extra timp, atât de aproape să ajungem la lovituri de departajare, dar Stanciu a zis nu și vedeți că am reușit să trecem mai departe de Real Madrid. Băi, dacă am trecut de Real Madrid, se poate orice. Incredibil așa ceva, trece mai departe de Real Madrid în Cupa Champions League, pot să zic la firul ierbii, băi, deci am avut un noroc enorm, nu pot să mă bucur enorm de mult că îmi place Real Madridul și nu pot să mă bucur enorm de mult că totuși a fost o victorie cu mult, mult, mult noroc, totuși la noi acasă ne-au distrus, ne-au rupt, dar vedeți că totuși ne-am revenit noi aici pe acest stadion frumos. Ăla-i, mă, ăla-i. Foarte bine, foarte, foarte bine. Mă bucur enorm de mult că am reușit. Asta să vedeți aici. Navas. Unde mai trebuie să mai fie un Navas? Bă, deci am șutat pe poartă. Ia, de 13 ori și pe țintă au fost 10 șuturi. Gândiți-vă asta, 13 șuturi, 10 pe țintă. Deci am tot șutat, cum am zis, stilul lui Hagi. Ai mingea, n-ai mingea, dai la poartă. Tot am șutat-o până când văd că ea că a reușit.
Chelsea trece mai departe de PSG cu 3-2, Bayern München trece mai departe de Sporting cu 3-1, noi trecem mai departe de Real Madrid cu 2-1 și Atletico trece mai departe de Porto cu 4-2. Uai de capul meu, acum orice echipă ne pică, va fi un meci extraordinar, parcă sper în Chelsea, având în vedere că cu Chelsea ne batem și în campionat, deja e cam ușor, știu cum se atac. Poate și Atletico, de ce nu Bayern. Sper să fie Bayern-ul finala. Sper să mă lese să fie Bayern cu Bayern München finala, că vreau o finală ca lumea, serioasă, faină și bine, să ajung în finală. Dar vreau, dacă ajung în finală, să fie o finală cu Bayern. Să nu mi-o bage iarăși acum, că băi, mi-e pare rău și de meci ăsta cu Real Madrid că nu a fost finala. Oricum, ia să vedem pe calendar. Prindem cu finala, mă rog, semifinala este cu... Stați așa. Tobe low budget. Chelsea, perfect. Perfect, mulțumesc, în sfârșit m-a ascultat și pe mine zeii fotbalului și mi-a dat ce am vrut. Am zis mai înainte, bă, vreau cu Chelsea, că pe Chelsea știu cum s-o atac, știu cum, bă, jucăm cu ei în campionat, ce dracu, dar totuși Chelsea în campionat este într-o formă de zile mari, este pe primul loc cu 73 de puncte, deci Chelsea joacă impecabil de bine în campionat, dar totuși mă bucur că-s ei, că știu cum se atac, știu cum să fac treabă. Oricum, hai, a fost un meci absolut genial, bă, deci ce meciuri, bă, ce, a fost un video absolut impecabil, dacă nu strângem 1000 de like-uri la video ăsta, nu știu la ce putem strânge, hai să vedem 1000 de like-uri, share dreapta și în stânga și ne auzim pe data aviatoare, vă mulțumesc tuturor de vizualizare, numai bine, bye bye!